Handbaliștii Clubului Sportiv Universitar Suceava vor beneficia de o sumă de 300.000 de lei de la bugetul local al municipiului Suceava, proiectul în baza căruia li se pot acorda acești bani. Urmează să fie supus aprobării Consiliului Local în ședința de joi 31 octombrie. Vrem să ajutăm echipa să se salveze de la retrogradare printr-un proiect de asociere a primăriei Suceava cu Clubul Sportiv al Universității Suceava de promovare a imaginii municipiului, valabil până la finele anului, a declarat primarul Sucevei Ion Lungu, inițiatorul proiectului. El a mai precizat că se dorește finanțarea echipei de handbal și în 2014, dar sub altă formă. Am avut discuții la finele săptămânii trecute cu rectorul Universității Suceava, Valentin Popa, care a fost de acord în principiu cu modelul de contract de la Baia Mare pe care îl vom folosi ca bază de finanțare din 2014. Deocamdată încercăm să facem această asociere de promovare a imaginii municipiului, să dăm o gură de oxigen echipei care începe returul competițional în luna decembrie, să ne asigurăm că nu se ajunge la retrogradare, a adăugat șeful Municipalității Sucevene. În baza repartiției fondurilor de la bugetul local în 2013, echipa de handbal trebuia să beneficieze de 1 milion de lei, dar numai 100 de mii au mai ajuns la echipă, alocarea altor fonduri fiind blocată de o decizie a Curții de Conturi Suceava, care a considerat că nu a fost corect modul de utilizare a banilor publici ajunși în contul respectivului club sportiv.